Peste 700 de polițiști mureșeni vor fi la datorie, suplimentar față de dispozitivul curent, pentru ca trecerea dintre ani să fie petrecută în liniște și siguranță. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș este la datorie în serviciul comunității în perioada Revelionului, pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, protejarea patrimoniului, a drepturilor și libertăților cetățenilor. Cei peste 700 de polițiști care vor acționa suplimentar față de efectivul curent de ordine și siguranță publică au ca prioritate prevenirea și combaterea oricăror evenimente care ar putea afecta liniștea cetățenilor și intervenția rapidă atunci când sunt sesizați cu privire la comiterea unor fapte antisociale. Recomandăm tuturor cetățenilor ca în această perioadă să adopte o atitudine corectă și să respecte indicațiile polițiștilor din trafic. Vă dorim un an nou fericit și la mulți ani!